este o personalitate emblematică a avocaturii, un reper al timpurilor noastre, o avocată cu har și cu un talent oratoric cum rar întâlnești. Dragi telespectatori, bine v-am găsit! Vocația profesiei de avocat este una de aristocrat și totodată de boem. Invitata mea de astăzi reprezintă cu adevărat portretul femeii avocat aristocrat din istoria dreptului românesc. Bine ați venit în emisiunea Portret de Excelență, doamna avocat Elena Bustea. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și aș dori, pe lângă mulțumirea că mă aflu cu dumneavoastră în emisiune, în acest portret de excelență, aș dori să vă spun că dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, faceți cinste profesiei de avocat și sunteți într-adevăr un portret de excelență pe care ar trebui să-l promovăm și noi la rândul nostru, arătând ceea ce înseamnă o doamnă avocat deosebită, un profesionist desăvârșit și un om care transmite atâta căldură și care, pur și simplu, face foarte mult pentru profesia noastră. Nu este, vă fac un laudatio, pentru că efectiv îl meritați și pentru că dumneavoastră, prin tot ceea ce întreprindeți, prin aceste emisiuni, prin acel program, proiect pe care l-ați inițiat și promovat, mă refer la violența viața în familie și viața fără violență. Mă refer la faptul că ați mers în școli, ați făcut această educație în gimnaziu, în licee. Am participat în egală măsură atunci când dumneavoastră ați inițiat și promovat aceste programe, iar copiii personal, ex proprii sensibus, acest lucru l-am experimentat. Am fost și eu invitat în acele evenimente pe care dumneavoastră le-ați desfășurat și mărturisesc că am fost impresionată cât de iubită erați de tinerii adolescenți, de copii și cum erau în jurul dumneavoastră, cu întrebări, cu curiozitățile lor. Deci vă felicit și eu la rândul meu. Doamna avocat, eu vă mulțumesc, dar interviul acesta, portret de excelență, pe dumneavoastră vă vizează. Și vă rog să mă credeți, în drumul meu spre filmare, m-am tot gândit cum să vă prezint, pentru că sunteți avocatul aristocrat pe care eu îl apreciez, îl iubesc și sunteți modelul meu și a multor altor doamne avocat din profesia noastră. Și aș vrea să mai spun ceva, pentru că s-a demonstrat de-a lungul anilor. Sunteți femeia avocat care a făcut puntea de legătură dintre avocatura de altă dată din perioada interbelică. Atunci știu, am citit și cine nu știe despre sau nu a auzit de câteva avocate celebre, cum ar fi Ela Necruții și Sarmisa Bilcescu. Când vorbesc despre aceste două mari nume ale avocaturii românești și nu numai, și din toate timpurile, mă gândesc și văd imaginea dumneavoastră, avocatul aristocrat care se aliniază acestor avocate celebre din lumea avocaturii. Mulțumesc foarte mult! Atunci când ați spus că este vorba în această emisiune despre mine, eu spun că este vorba despre portret de excelență al femeii avocat. Să spunem așa, draga noastră Românie a dat întotdeauna, în toate domeniile, nume de excelență. Iar în profesia noastră de avocat, Sarmisa Bilcescu a fost prima femeie avocat din Europa, prima femeie din lume cu doctorat în drept, prima femeie care a fost primită, deși la început de secol noi știm foarte bine cum erau privite femeile și ce drepturi aveau, dar îmi amintesc, și aici trebuie să aduc în discuție, istoria vieții acestei persoane extraordinare, Sarmisa Bilcescu. De ce spun acest lucru? Pentru că am spus draga noastră Românie cu personalitățile ei, iată că și în materia dreptului și al profesiei noastre, draga noastră Românie a dat vârfurile acestea. Adică, ea a plecat la Paris, s-a înscris la Sorbona, la Facultatea de Drept, dar acolo a mers cu mama sa, nu era primită, a fost primită cu foarte multă rezervă, iar mama sa, grație faptului că la un moment dat rezerva cu care ea a fost primită în facultate, la universitate, la Facultatea de Drept, portarul a primit dispoziție să nu fie primită în facultate. Și atunci mama sa, care era o aprigă mamă, dar o aprigă femeie, o aprigă doamnă, a depus un memoriu și a scris: cum voi, francezii, în țara voastră, unde și pe
porțile închisorilor, exact, scrie Liberté, Egalité, Fraternité. Nu primiți o doamnă, o femeie care să intre și să facă. Și într-adevăr a fost primită, a absolvit magna cum laude, a luat diploma, a venit în țară, a fost primită de marele Tache Ionescu în baroul Ilfo. Da, da. Din nefericire, nu a profesat în ceea ce privește efectiv avocatura de bară, cum spunem noi, pentru că s-a dăruit foarte mult drepturilor femeilor timpul acela. Da. A fost prima femeie cu doctorat în drept din lume. Da, din la Sorbona. A doua femeie care a încercat a fost Ada Popovici, dar nu a fost primită în barou. Și într-adevăr, apoi putem să vorbim despre Ela Negruți, la rândul său, un vârf al profesiei noastre. Apoi, într-adevăr, ați adus în discuție problema interbelică. Au fost doamne avocat de mare valoare. Problema gravă a fost că atunci când în 48 și până în 52, și să spunem așa lucrurilor pe nume, până în 64, cum se făceau arestări și epurări, foarte multe din vârfurile, din elita profesiei noastre, a fost îndepărtată. Foarte mulți din mari avocați și chiar avocate au fost, în sfârșit, în pușcăriile comuniste. N-aș vrea să aduc lucrurile acestea în discuție. De ce? Pentru că și cu aceste, cu totuși cu aceste epurări care au existat, trebuie să vă mărturisesc că în perioada comunistă au fost doamne avocat de excepție. Numai departe, Artemiza Pop a fost o avocată de excepție. Dana Nistor, un avocat excepțional. Apoi, tânăra generație, pentru că știți, se nasc aceste generații și întotdeauna o generație o depășește pe cealaltă. Fiecare generație are vârfurile și are someul său, ca să spunem așa. Da. După Revoluție, aș nominaliza-o aici pe doamna avocat Ana Diculescu-Șova, pe Flavia Teodosiu și mai multe nume. Ca pe, să nu, pe dumneavoastră. Ca să, să nu uităm pe cineva. E adevărat, sunt foarte multe doamne avocat care fac cinste profesiei noastre. Cred cu tărie că dincolo de ceea ce noi spunem că au fost vârfurile profesiei noastre, și acum, în perioada aceasta și chiar și după Revoluție, au fost doamne care s-au evidențiat tocmai pentru că această profesie, spun eu, este o profesie nobilă, o profesie cu precădere pentru doamne. Dacă vrei să excelezi, dacă vrei să strălucești într-o profesie, aceea este profesia de avocat. Nu spun că nu este o profesie puternică pentru domnii care vor să exceleze, pentru domnii foarte puternici. Sigur că este o profesie pentru domni. Mă gândeam acum, ca să nu se supere domnii pe noi, domnii avocați. Chiar mi-am extras în analiza și documentarea pe care am făcut-o, doamna avocat Elena Bustea, un articol scris de domnul avocat dr. Iosif Friedman Nicolescu, chiar a scris despre chipuri și portrete din lumea avocaturii românești și spunea așa: lumea avocaturii este o lume mirifică, mai bine zis, este o lume într-o lume, un adevărat univers profesional și spiritual în palatele justiției de pe întregul mapamond. În acest articol a vorbit și este destul de vast de lumea avocaturii văzută prin chipul și portretul femeilor avocat. Da, un articol foarte bun. Știu, un articol foarte bun și mai este în egală măsură, aș aduce în discuție și cartea pe care a scris-o domnul Vasile Nistor, un avocat strălucit al baroului Prahova, a apărut în 2011 la editura Universul Juridic, mari portrete de avocați români, între care, pe lângă domni avocați, apar și marile doamne avocate. Dar, pentru că timpul nu ne ajunge și vreau să ne spuneți, doamna avocat, de unde veniți, unde v-ați născut? Unde s-a născut o asemenea femeie? Da, m-am născut în București, într-o familie minunată. Familia noastră vine din Munții Pindului. Eu spun întotdeauna cu mândrie că în ADN-ul nostru este Munții Pindului, pentru că, într-adevăr, o familie de români care s-au stabilit. Știm bine că au fost prigoniți și au trebuit să plece din nordul Greciei și s-au stabilit în județul Durustor, în partea aceasta de Cadrilater. Apoi, când s-a terminat și cu Cadrilaterul s-a făcut schimbul de populație, s-au stabilit aici, în România, respectiv familia s-a stabilit în București. Am avut șansa ca în familie să am un mentor pe fratele tatei, avocatul Gheorghe Carșeli, Gogu Carșeli, care era
cuceritor, care era plin de har, care era frumos ca generalul Fuscus, un român aristocrat splendid, cu o voce impresionantă, un avocat de excepție, dar care a avut neșansa, ca tăvălugul istoriei, să-l ducă și să-l scoată din profesie atunci când au fost epurați cu toții. Da. Și, într-adevăr, a fost apoi, să spunem că a avut o șansă, pentru că foarte mulți dintre colegii săi și dintre mari avocați n-au avut șansa să intre în aceeași, să spunem, profesie. N-au putut să mai fie în barou, dar el și-a ales și a devenit jurist consult al fabricii de antibiotice, în sfârșit. Dar era ceva. Da, pentru că era un foarte, foarte bun avocat și era extrem de iubit și de plăcut în lumea avocaturii, de către colegii săi. Da. Problema este că lucrurile au evoluat. Eu am fost profund impresionată de personalitatea lui, profund impresionată de știința lui de carte, de tot ceea ce se discuta în casă, de ceea ce puteam să absorb și să percep din partea lor, din partea familiei și din partea lui pe aspectul acesta al dreptului. Sigur că la timpul acela, când eu nu mi-am dorit niciodată să fiu altceva decât avocat. Atunci când am hotărât și când a venit timpul, mi-aduc aminte că familia mi-a spus: uite, nu știu dacă este chiar momentul, pentru că vezi ce înseamnă în lumea avocaturii. Uite-te la ligogul, cum îi spuneam noi, la unchiul nostru. A fost epurat, a fost dat afară, uite cât este de greu. Dar eu am ținut foarte mult și nu m-am lăsat deloc impresionată, așa încât mi-am urmat calea, cum se spune. Da, dar ce vârstă aveați atunci când v-ați gândit sau vă dorea să deveniți o avocată în baroul? Da. Că nici nu vă vorbeam atunci de baroul. Nu, atunci era colegiul de avocați. Da. Atunci era colegiul de avocați. Atunci aveam... aș putea să vă spun așa, când am putut percepe și am putut să exprim ce mi-aș dori, aveam 8, 9, 10 ani. Deci erați copil. Da, un copil, da, așa este. Și eram impresionată, în primul rând, de personalitatea lui și apoi, pentru că el avusese un foarte mare necaz și soția lui se prăpădise, avea o doamnă cu care era împreună și era o avocată deosebită, de o eleganță, rafinată, acele doamne, cum să spun eu, scăpătate, știți, care veneau după anii aceia 50 și, în sfârșit, 60 și, dar doamnele cu acea educație, cu acel rafinament, acea ținută pe care o aveau. Și sigur că m-am orientat și m-am ținut foarte tare de această... Apoi am mai avut un foarte mare noroc, spun eu, și pașii mi-au fost îndrumați și cred că aici divinitatea a lucrat pentru mine, pentru că am avut șansa să pot să fiu stagiara, să intru în profesie. Da. Parcursul meu profesional a fost un parcurs lin. Eu am fost la liceul Sfântul Sava, am terminat foarte bine liceul Sfântul Sava, am intrat foarte bine în facultate din primul an, n-am avut nicio sincopă, niciun fel de, să spunem, întârziere în a merge la facultate. Am intrat în facultate atunci când erau 22-24 pe loc. Era o concurență acerbă. La timpul acela, facultățile cu cea mai mare concurență erau medicina, dreptul, arhitectura și, bineînțeles, actoria, unde, dacă erau două locuri, știm bine ce însemna teatru, să spunem, Institutul de Teatru. Bun, și atunci am avut această șansă, pentru că din familie, familia noastră Carșeli, cunoștea foarte bine familia Pora. Domnul președinte al Colegiului de Avocat, marele avocat Ion Pora, era foarte bun prieten și foarte apropiat cu familia noastră, pentru că la Silistra, în județul Durustor, acolo unde s-a făcut acel schimb de populație și unde dumnealui era judecător de instrucție, tatăl nostru era primar și era o legătură puternică și cu unchiul nostru, și am avut această șansă ca dumnealui să mă primească în biroul dumnealui și să pot să văd ce înseamnă avocatura la un nivel foarte înalt. Se întâmpla în 1974-75. Da. 74 am terminat facultatea și am intrat imediat în avocatură. A fost într-adevăr providențial întâlnirea mea cu maestrul Ion Pora. Am învățat foarte multe. Am fost în cabinetul dumnealui, eram 6-7 tineri avocați. Mărturisesc că
era un om de o generozitate, de o căldură, de o eleganță, o educație. A fost cea mai frumoasă perioadă din profesie. Acea perioadă de stagiatură și perioada de după, când am putut să lucrez cu dumnealui în continuare. Povesteam ceva mai devreme că era atât de agil, atât de un om atât de vioi, de plin de viață, pentru că noi știți sălile monumentale din Sala Pașilor Pierduți, dumnealui era nu foarte înalt, era destul de mic de statură și era foarte rapid în mișcări și urca scările acelea cu o viteză extraordinară. Noi ne țineam toți după dumnealui, iar când ajungeam sus în capătul scărilor, recunosc că dumnealui n-avea niciun fel de problemă cu aceeași pași repede. Da. Noi răsuflam toți, eram terminați. Și s-a întâmplat odată să mergeți împreună, cu siguranță s-a întâmplat în sala de judecată, și să vă treziți că vă introduce în pledoariile sau în fața completului de judecată? Cum a fost? Au fost momente? Da, au fost momente deosebite. Dumnealui avea un sistem și un stil în care ne-a pregătit și ne-a făcut foarte mult bine. Pentru că în momentul în care am început să lucrăm cu dumnealui, nu ne-a ocrotit, nu ne-a ținut aproape, nu ne-a spus acum stați și să vedeți. Ne spunea mereu, profesia se fură. Ne-a dat de lucru din primul moment. Noi am fost cei care mergeam în arhive, mergeam la registratură, copiam dosare, nu existau xerox, nu exista fotocopiere, nu exista nimic, mail-uri, totul se făcea noi de mână. Luam dosarele în arhivă, studiam, vedeam declarațiile, copiam ceea ce trebuia, ceea ce era esențial. Dar era frumos, am prins și eu această modalitate. Și mai era ceva, aceste momente făceau de fapt legătura între noi ca practicieni ai dreptului și cei din registratură, funcționarii, cei din arhivă, cum să vă spun, se legau niște lucruri frumoase, niște sentimente, erau relațiile interumane. Și domnul Por a spus în felul următor: din momentul în care ați intrat aici în cabinet, din acel moment începeți să lucrați. Ne-a pus dosare în brațe fiecăruia dintre noi și toți a trebuit să ne descurcăm. Mie mi-a dat din primul moment un dosar și mi-a spus: Ileana, te duci la judecătorie jos la sectorul 8 și te judeci în dosarul numitului X. Era un divorț a unui secretar de partid cu o funcție foarte mare, iar doamna respectivă era o doamnă profesoară la rândul său cu o funcție foarte mare într-un liceu de prestigiu, și bineînțeles că a trebuit să iau dosarul și m-am dus în sală. Era judecătoria sectorului 8, era președinte domnul Viorel Pascu, o personalitate, un om deosebit, un judecător minunat și un om frumos, extraordinar. Iar pe locul 2 era Alexandra Mănescu, fiica domnului fostului ministru Corneliu Mănescu. Sigur că eu am intrat, am început să pledez, eram extrem de emoționată, vocea mi era aproape sugrumată, la fiecare moment aveam o emoție extraordinară, iar dumnealor, completul, mă ajutau foarte mult, încuvințau tot ce spuneam. Bine, ce am spus, am spus pertinent, am vorbit la obiect. Dar emoția era fabuloasă. S-a terminat totul, am ieșit, lucrurile s-au desfășurat bine, totul a mers foarte bine și avea această calitate. După ce terminam cu toții, mergea în sală, asista, vedea ce facem, cum ne comportăm, ce spunem, în ce manieră ne prezentăm, și apoi făceam ședință la sfârșitul zilei în cabinetul dumnealui și ne spunea fiecăruia ce a greșit, ce ar trebui, să spunem, îmbunătățit, ce ar trebui, cum să facem să fie. Știți, deci a fost ceva extraordinar. A fost un moment, așa cum am spus eu, cea mai frumoasă perioadă din profesie. Mă gândeam în timp ce povestiți și în egală măsură mă întreb, de ce astăzi? Și mă raportez la nivelul anilor 2020 încoace. De ce nu există această relație interumană între lumea justiției? Ca să nominalizez, m-aș duce către avocați, procurori, judecători. Așa, să existe ceva specific perioadei chiar interbelice, aș putea să spun. Știți ce se întâmplă? Lucrurile au evoluat, spun eu, nu foarte bine în ceea ce privește profesia noastră din punctul de vedere al acestor relații interumane. Pentru că înainte de Revoluție, înainte, raporturile erau raporturi între noi, în lumea noastră a justiției, eram cu toții egali. Da. Noi, în definitiv, știți că la un moment dat justițiabilii
sunt dispuși să facă această diferență. A, dumneavoastră sunteți judecător, dumneavoastră procuror, dumneavoastră avocat, adică, dar eu spun mereu, toți avem aceleași studii, toți citim aceleași legi, aplicăm aceleași legi. Deci nu există o diferență, dar erau legăturile acelea sufletești, legăturile acelea care ne uneau. Erau altfel relațiile, nu exista niciun fel de suspiciune. În ziua de astăzi, nu ai cum să fii foarte apropiat de un magistrat, de un procuror, pentru că imediat se nasc acele suspiciuni. Da. Suspiciuni care n-au existat. N-au fundament. N-au fundament, pentru că noi eram foarte buni prieteni, să spunem că ne întâlneam, eram oameni care ne vedeam și în particular, n-avea nicio legătură, că a doua zi aveam dosarul respectiv, da. Soluția era soluție, nu exista nicio suspiciune. În ziua de astăzi, chiar dacă ai vrea să te consulți cu un domn magistrat sau să intri și să ai o consultare, să împărtășești niște idei cu un procuror, cu un magistrat, este foarte greu. Se naște, cum să vă spun, o dificultate în a putea să intervii în această relație. Noroc totuși cu acele conferințe care se mai țin cu această ocazie putem să mai interacționăm și să facem analize așa cât de cât. Să vă spun, de exemplu, eu ca practician în insolvență, vă spun că la un moment dat, la secția a 7-a insolvență, acolo unde se judecă aceste dosare, vreau să vă spun că exista un program în care magistratul, judecătorul sindic avea în decurs de o săptămână, o zi pe săptămână, fiecare magistrat avea o oră la registratură în care puteam merge și să ne consultăm. Pentru că în aceste dosare care privesc insolvența, falimentul, este de esență să poți să ai această comunicare cu judecătorul sindic. De aceea spun că este important, da? Da, dar eu aș vrea, doamna avocat, să le spun telespectatorilor, celor care se uită la noi acum, că dumneavoastră sunteți și președinte al Asociației Centrul Avocaților Mediatori și membru în Comitetul Executiv al Comitetului Național al Uniunii Internaționale Avocaților pentru România, Paris 1927. De asemenea, ca un plus valoare al activității profesionale, sunteți și practician în insolvență, tocmai ce povesteați mai devreme, arbitru la Curtea Internaționale de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și arbitru la Curtea de Arbitraj de pe lângă Baroul București. De asemenea, nu m-am oprit, dar nu mai am așa mult, bineînțeles că sunt foarte multe de spus, dar aș vrea să le mai spun totuși telespectatorilor că sunteți și vicepreședinte al Uniunii Naționale a Mediatorilor din România și de asemenea consul al Republicii Ecuator în România. Iată cine sunt oamenii avocați, printre altele. Toate aceste profesii liberale sunt și au reprezentat o provocare. O provocare pentru această curiozitate pe care am avut-o întotdeauna în a sfredeli și a găsi efectiv tot ce este important și nou în profesia noastră. Vă spun acest lucru pentru că noi avocații, după 1989, am fost cei care a trebuit să ne reinventăm. Înainte de 1989, noi lucram cu niște instituții standardizate, era foarte clar dreptul civil, dreptul penal, dreptul familiei, dreptul muncii, arbitrajul, care era la Ministerul Justiției și care privea litigiile dintre întreprinderile mari. Și apoi, după 1989, au apărut toate aceste ramuri ale dreptului pe care noi a trebuit să le luăm de la capăt, să le învățăm și să ne pregătim în ele. Atunci, au apărut și aceste provocări. Noi știm foarte bine că toate aceste profesii liberale, medierea, insolvența, concilierea, toate acestea au fost apanajul și atributul profesiei noastre. Da, practic, exact. Toate acestea au fost, aș putea să spun, smulse din profesia noastră, dar asta nu înseamnă că noi nu o facem cu aceeași dăruire și cu același profesionalism. Astfel încât am devenit mediator, am devenit și practician în insolvență. Parcursul dumneavoastră profesional v-a dus către multe arii ale dreptului, dar în egală măsură, de când, doamnă avocat, sunteți și consul al Republicii Ecuador. Sunt consul din ianuarie 2020, pe, sigur, un mandat de 4 ani, dar care bănuiesc și sper să fie prelungit. În atribuțiile consulului intră până la urmă tot ce înseamnă profesia noastră de avocat.
Consul trebuie să fii cel care să îndrum părțile, să asculți părțile, să le coordonezi ceea ce au nevoie, să te implici în relațiile acestea economice, să vezi ce poți să faci pentru țara respectivă, aplicat în țara ta. Este o multitudine de relații, de relații diplomatice, dar și de relații interumane. Consulul onorific nu are atribuțiile administrative pe care le are un consul în funcțiune. Adică nu poți să produci acte, nu poți să faci, să emiți un pașaport, dar poți să faci toate aceste diligențele și serviciile pentru a accede la acele servicii care finalizează până la urmă activitatea. Dar cum ați ajuns să fiți dumneavoastră numită? Am să vă explic. Am fost foarte apreciată la un moment dat. Am avut o legătură profesională cu o familie, cu o doamnă, care este o doamnă, o femeie de afaceri din Ecuador, cu multiple legături și cu afaceri nu numai în țara sa, în Ecuador, dar și în Statele Unite, care este foarte implicată în viața politică de acolo și care, la rândul său, este consulul României în Ecuador. Și atunci ea a avut nevoie de un corespondent aici în România și pentru că ne-am cunoscut în relațiile acestea profesional-economice, a considerat că sunt potrivite. Îndeplinit toate criteriile și condițiile pentru și a ocupa astfel de Și atunci funcție. Ministerul foarte de Externe de acolo m-a propus aici în România și Ministerul de Externe din România a agreat ca eu să fiu reprezentanta Consulului Republicii Ecuador în România. Foarte frumos. Cred că o altă persoană nu s-ar fi potrivit așa cum o faceți și sunteți dumneavoastră. Mulțumesc. Mergând mai departe, doamna avocat, iată, aș vrea să mai întoarcem puțin în devenirea dumneavoastră. Știu că aveți și o soră, ați avut și un frate. Da. Ce face sora dumneavoastră care vă este atât de aproape și... Probabil e o legătură atât de profundă, cum rar întâlnești. Da, este o legătură profundă. Mărturisesc că am o soră eminentă. Este profesoară de limba engleză, dar a fost directoarea adjunctă a liceului Jean Monnet. 32 era pe vremea aceea, apoi imediat după Revoluție și-a deschis propriul său business cu cărți. Are o librărie, care este centrată pe un culoar al învățării limbilor străine și atunci toate cărțile sunt numai pentru învățarea tuturor limbilor străine. Este extrem de apreciată și de 20 și de ani societatea sa, firma sa este la cel mai înalt nivel. Plecăm în fiecare an la târgul de carte, cel mai mare târg de carte din lume, la Frankfurt, și la cel târgul de carte de la Londra și la cel de la Bologna, care e pentru copii, târgul de carte pentru copii. Legăturile sale cu toate marile edituri, cu Hachette, cu Cambridge, cu Penguin, cu multe, sunt extraordinare. Este foarte apreciată prin tot ceea ce întreprinde, dar și prin seriozitate, conștiinciozitate și onestitate, pentru că relațiile acestea nu pot exista dacă nu ești un om extrem serios de corect. Da. Și trebuie să mărturisesc că, într-adevăr, de când eu am primele percepții pe lumea aceasta, nu mă știu decât de mână cu ea. Și trebuie să mărturisesc că suntem, într-adevăr, extraordinar de legate, sufletește, aproape că aș putea să spun că suntem două personalități într-una singură. Da, exact. E adevărat că este o diferență nu foarte mare de vârstă între noi, dar niciodată nu m-am... Și am să vă spun ceva foarte nostim, să spunem. Chiar și atunci când soțul său, cumnatul meu, îi făcea curte, ea era de mână cu mine. Și apoi... Da, mă gândeam dacă vreodată v-aș ierta. Nu, niciodată. Nici măcar. Noi am fost copii foarte, foarte uniți, toți trei frații. Da. Extraordinar de frumos crescuți și încă ceva, știți, am trăit acele vremuri și am spus mereu că pe cât de grea a fost acea perioadă, pe cât de greu le-a fost părinților, cu toată epurarea, cu scosul din case, cu noaptea, mașina, în sfârșit, a fost foarte greu, dar cât de greu a fost, pe atât de fericit a fost copilăria noastră. Și uniți. Foarte uniți și părinții au fost două icoane, niște oameni cu totul minunați. Și atunci n-a existat între noi, am fost foarte uniți toți cei trei frați. Ce s-a întâmplat cu fratele?
Din nefericire, fratele nostru la 45 de ani s-a prăpădit, a făcut un infarct și așa a fost. Am niște sertărași pe care spun mereu că n-aș vrea să nu le deschid. Da, prefer da. Să nu le deschid, da. Dar eu vorbesc și noi vorbim, noi considerăm că el este tot lângă noi și este mereu în sufletul și în mintea noastră. Doamna avocat, ce oameni, cu excepția celor pe care i-ați nominalizat până acum, v-au marcat cariera profesională, v-au influențat viața? Cu siguranță reperul a existat și în cazul dumneavoastră, un reper. Da, un reper a fost, așa cum v-am spus, unchiul Gogu Carșeli, dar și, în egală măsură, domnul avocat Ion Pora. Da. Domnul avocat Ion Pora a fost modelul meu în profesie, mi-am dorit să fiu lângă dumnealui, mi-am dorit să-l urmez și până l-am întâlnit pe soțul meu, care a fost tot avocat, a fost decan al barului Prahova la Ploiești, până l-am întâlnit pe soțul meu și atunci am început și am lucrat împreună, am lucrat cu domnul Pora și încă o dată spun că a fost reperul meu și au fost cei mai frumoși ani ai profesiei. Dar apoi, când lucrurile au evoluat și am fost pe picioare proprii, mărturisesc că profesia mi-a dat cele mai mari satisfacții în viață. Trebuie să recunosc că sunt binecuvântată, să spun eu, pentru că Dumnezeu mi-a dat această șansă să pot să acced în această profesie și să pot să o fac cu pasiunea aceasta pe care am împărtășit-o toată viața. Mă gândeam acum relația dumneavoastră cu oamenii pe care i-ați reprezentat, i-ați asistat de-a lungul vieții. Cred că a fost una specială. Îmi amintesc că nu de puține ori oameni pe care eu i-am întâlnit, oameni care v-au văzut și în emisiunea juridică Oamenii și Legea, au sunat și spuneau: doamna avocat Elena Bustea a fost avocatul meu cu 30 de ani în urmă. Ce frumos! Dar ce frumos, să vă mai spun un lucru, ce frumos că pe mine mă caută și acum oameni care întâmplător, deci văzând emisiunea dumneavoastră și urmărind-o, emisiunea Oamenii și Legea, au venit, au telefonat, m-au căutat, au avut numai cuvinte de laudă la adresa dumneavoastră, dar și la adresa noastră ca echipă, noi două și cu echipa dumneavoastră. Dar vreau să vă spun, sunt oameni, ce poate fi mai înălțător pentru un profesionist al dreptului, pentru avocat, decât să te caute oameni pe care i-ai avut, să spunem, au fost justițiabili înainte cu mulți, mulți, foarte mulți ani. Și aici am să vă mai spun ceva. Știți care este cel mai frumos cadou pe care îl primești în profesie? Cel mai frumos cadou este ca oamenii să te caute și să, după ani de zile, să vină la tine cu aceeași devoțiune și să-ți spună: vă mulțumesc, doamna avocat, ați făcut lucruri extraordinare pentru mine. După această emisiune Oamenii și Legea, m-a căutat o doamnă deosebită, inginer constructor, o doamnă de familie, prietenă de familie, în sfârșit a familiei soțului meu și a noastră, 91 de ani. Are un dosar, are o problemă pe care ar dori să o rezolve și a venit văzându-mă în emisiunea dumneavoastră. Vreau să vă mai spun însă altceva. Știți care este cel mai mare câștig al unui avocat litigator, al unui profesionist adevărat? Pentru că acum noi știm ce înseamnă avocatura de consultanță. Practic nu mai ai legătură cu oamenii, practic nu te mai duci în instanță, nu mai trăiești acea emoție pe care o trăim noi atunci când intrăm în sala de ședință, dar cel mai frumos cadou care ți se poate face este să vină să te angajeze, imaginați-vă, adversarul. Adică cel care a pierdut în fața ta. Interesant. Eu am avut două cazuri în care partea respectivă, partea adversă, a pierdut procesul în fața mea și după 2 ani, un an sau 2 ani de zile, a venit la mine și a spus: doamna avocat, atât de mult mi-a plăcut cum v-ați prezentat. N-ați spus chiar cum am pierdut procesul, dar vreau să vă angajez. Și pentru că era cu totul altă speță, nu era niciun fel de contrarietate de interese, sigur că am luat acele dosare. Două cazuri în care adversarul m-a venit să mă angajeze. De ce calități ai nevoie ca să fii un avocat de succes astăzi în România? Doamna Olaru, ca să fii un avocat de succes, avocatul trebuie să fie un avocat cu har, un avocat inteligent, un avocat educat, un avocat
cultivat, un avocat care să strălucească atunci când folosește limba. De știință de carte. Știința de carte, nu mai vorbim. Dar știința de carte înseamnă știința de carte, oratoria, educația, cultura, modul în care te exprimi, toate acestea înseamnă vocație. Dacă ai vocație, ai și toate aceste calități. Să ne întoarcem puțin, doamnă avocat, în viața dumneavoastră și mă opresc la soțul dumneavoastră, care a fost avocat, așa cum ați spus. Da. Vă rog, vreau să-i faceți un portret. Portretul omului cu care a trăit foarte mulți ani. A fost un foarte mare avocat. A fost avocatul care, atunci când, extraordinar, era avocatul care punea atât de multe probleme de drept, încât instanța supremă, în alta curte de casație, curtea supremă, cum spuneam noi, toate era avea foarte mult, cum să vă spun, acel umor englezesc. Venea mereu și îmi spunea, știi? Iar este o amânare, iar le-am pus o problemă. Și de fiecare dată, în toate dosarele grele în care el intra în dosare foarte grele, dar în acele dosare grele, Michi Bustea, că așa se numea, renumitul avocat Michi Bustea, găsea întotdeauna acel ceva, acel sâmbure al acelui dosar pe care el știa să-l speculeze. Și mai avea o calitate extraordinară. El nu lua decât foarte scurte notițe. Deci, într-un dosar cu 20 de volume, el se ducea exact acolo unde trebuia ca să găsească efectiv nucleul, centrul acelei probleme. Apoi își lua niște notițe și totul era în mintea lui. Era extraordinar. Și atunci când mergea în fața instanțelor, întotdeauna punea probleme de drept. Și întotdeauna aceste probleme pe care le ridica însemna o amânare de pronunțare de multe săptămâni în care punea problema și judecătorii trebuiau să analizeze. Da. Și atunci venea, mi-aduc aminte cu multă plăcere, venea acasă și mereu îmi spunea zâmbind, iar am pus o problemă și iar au rămas în pronunțare. Problemă de drept și de cele mai multe ori câștiga aceste dosare. Avea o sclipire a minții și o logică juridică extraordinară și el, în egală măsură, ca și mine, ne-am potrivit foarte mult, nu și-a dorit să facă altceva decât avocatură. Și avocat a fost foarte înzestrat. Era un om extrem de tolerant, un om care era pacifist, să spun, a fost decan al baroului și în ultima sa perioadă de viață, îmi aduc aminte că erau atât de preocupați să-l aducă la ședințele respective, încât cât îi era de greu și a mers foarte greu, dar totuși mergea pentru că era un foarte bun mediator, conciliator. Un om, cum să vă spun, extrem de generos. Niciodată n-a avut chestiunile acestea mici ale comportamentului uman. N-avea invidii, n-avea răutăți, era un om profund generos. Și uitându-mă la dumneavoastră, este adevărat că, cum se spune, calitățile pe care, cu care te înzestrează Dumnezeu, de multe ori te naști cu ele, dacă nu le poți dobândi. Aș vrea să mai spuneți ceva. Care este secretul longevității în profesia de avocat? Secretul longevității este seriozitatea. Este conservatorismul, să fii conservator, să fii consecvent în tot ceea ce faci. Dacă ai început într-o anumită manieră și te-ai afirmat ca un foarte bun avocat, acest lucru trebuie să-l păstrezi. Ca să-l păstrezi este foarte greu. Profesia de avocat, doamna Olaru, este cea mai grea dintre toate profesiile de formație juridică. Pentru că, așa cum spun de multe ori, avocatul, când este în sala de ședință, are în față instanța, judecătorii, are în spate sala care te judecă, care te ascultă, ai de o parte și de cealaltă colegii tăi, trebuie să fii impecabil, impecabil atunci când prezinți cazul, impecabil pe argumente, impecabil pe oratorie și chiar dacă, și mai este ceva, chiar dacă unele instanțe ajung să-ți reducă timpul în care tu ai dori să expui acel caz, vreau să vă spun că noi, ca avocați, trebuie prin excelență să ne referim tot timpul în fața magistraților la litera legii, dar mai ales la spiritul ei. Da. Și vă spun de ce. Pentru că dacă noi mergem în fața judecătorului, magistratului și spunem exact care este articolul de lege, ce prevede, cum să se aplice, dar noi nu punem și nu creem din punct de vedere
al spiritului legii, magistratului, acel dubiu, acea îndoială, care să-i dea lui posibilitatea să-i capteze atenția pe spiritul legii și să-l faci să vadă că dincolo de textul de lege este un om și trebuie să judece în spiritul legii, sigur că trebuie să facem lucrul acesta. Eu spun cu obstinație, chiar dacă instanțele reduc timpul pledoariei, trebuie să apelezi și la spiritul legii. Deci avem în această frumoasă profesie eleganță, da. Avem frumusețea ei, noblețea ei și emoție. Da, multă fără emoție. Nu poți să fii un avocat care să exceleze. Fără trac. Da, de câte ori ai o pledoarie personal și după acestă, și după toată cariera și după toată experiența profesională, în momentul în care sunt în sală și trebuie să pledez, am aceeași emoție ca la început. Apoi dispare, sigur, dar la început, până, cum spunem, începi să prezinți cazul tău, emoția este aceeași. Doamna avocat, am început, e adevărat, cu nume grele din avocatură, din avocatura interbelică. Aș vrea să terminăm acum cu familia, cu părinții dumneavoastră. Vreau să le faceți un portret tatălui și mamei dumneavoastră. Nu știu dacă este în regulă ce vă rog acum să faceți, dar un portret al femeii, dar și al avocatei Elena Bustea. Da, părinții mei, am pentru ei o asemenea duioșie și o căldură sufletească care mă inundă și de câte ori vorbesc despre ei, trebuie să mărturisesc că am o emoție profundă. Tatăl meu și ambii părinți au fost extrem de încercați. Încercați de viață și încercați de istorie, de tăvălugul istoriei. Pentru că lucrurile s-au întâmplat așa cum s-au întâmplat pentru multe familii din generația lor. Și am trăit acele drame, acele tragedii la momentul respectiv, așa cum v-am spus, până în 64 încă se făceau arestări din punct de vedere politic și încă închisorile erau pline. Abia atunci a fost amnistia când i-au eliberat, dar nu pot să vă spun cum au fost eliberați. Foarte mulți din prietenii familiei, din membrii familiei, a fost foarte greu, foarte greu, pentru că au fost scoși din casă cu 3 copii mici, cu greu, cu, așa cum v-am spus, cu mașina neagră care venea la poartă noaptea și era momente foarte, foarte grele, foarte grele. La un moment dat, tata a pur și simplu căutat fiind de securitate, a dispărut, să spunem, 2 ani, mama a rămas singură cu copii, a fost greu, foarte greu, dar ei au fost eroi, au fost, n-am cuvinte să vă spun, de aceea spun, tăvălugul istoriei i-a cotropit, i-a copleșit. Am avut parte și de o familie unită, foarte unită, o familie iubitoare. Sunt niște zone pe care, în ciuda faptului că nu le puteți uita niciodată, totuși vorbiți foarte greu despre ele. Vorbesc greu despre ele, dar vorbesc în același timp cu, cum să vă spun, le-am depășit, noi le-am depășit. A românii sunt puternici, sunt ființe așa foarte, foarte luptătoare. Doamna avocat Elena Bustea, da. Ce alte ipostaze v-au marcat existența? Noi, familia Carșeli și apoi, bineînțeles, Bustea cu soțul meu, noi am trecut peste momentele dificile, momentele grele și ne-am cantonat către tot ce a fost frumos și ce este frumos în viață. Ne-am cantonat către știința de carte, către profesiile noastre. Pasiuni, iată ce pasiune aveți, da. Știu că aveți, în primul rând, muzica special. Muzica în mod special, da. Suntem mari iubitoare și eu și sora mea. Soțul meu era și el, dar din păcate s-a prăpădit foarte tânăr. Și eu și sora mea suntem foarte mari iubitoare de muzică. Am participat acum la festivalul George Enescu, care a fost o încântare, a fost un regal. Este tot ceea ce România poate în acest moment să ofere lumii întregi, pentru că este festivalul internațional unde vin cele mai mari orchestre ale lumii și unde vin interpreți de marcă. Vreau să vă spun că noi, de câte ori plecăm în străinătate cu sora mea, că suntem la târgul de carte, că suntem la congrese, la seminarii, totdeauna mergem la câte un spectacol de operă în orașul respectiv sau un concert. Și vreau să vă spun că acolo unde încerci să te duci, să prinzi aceste mari orchestre sau mari artiști lirici, este foarte greu.
ceea ce, practic, România nouă ne face cadou. Ne aduce toate aceste mari orchestre și acest festival Enescu, care este un cadou, un dar făcut de statul român poporului nostru, iubitorilor de muzică. Aș încheia, da. doamna avocat, da. Elena Bustea, și vă rog să-mi spuneți care este calitatea definitorie a femeii, dar și a avocatului Elena Bustea. Tăria de caracter. Caracterul să-ți păstrezi culoarul tău, culoarul vieții tale și, într-un final, să nu ai niciun fel de abatere de la ceea ce divinitatea, cu ce te-a înzestrat divinitatea. Să nu emiți judecăți de valoare, să n-ai niciun fel de răutăți, de lucruri mărunte în caracterul tău și, până la urmă, cum spun eu, să-ți urmezi destinul. Doamna avocat, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit în emisiunea Portret de Excelență. Așa și cum am spus, sunteți modelul multor femei avocate din țara aceasta și nu numai. Vă respect, vă prețuiesc și vă iubesc, așa cum știți. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult. Dragi spectatori, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Vă aștept cu mare drag și sâmbătă viitoare la ora 16, aici la TVR Cultural, unde veți putea urmări o altă poveste, o altă etapă din viața unui om de succes, aici la Portret de Excelență. La revedere!